Echipa CRRN Răcăciun, care a reprezentat România la cea de-a 50-a ediție a decatlonului persoanelor cu dizabilități, ce s-a desfășurat în Cehia, a obținut locul 5 alături de alte 18 echipe participante. Probele din concurs au fost alergare 60 și 200 metri, golf, săritura în lungime, aruncarea greutății, aruncarea la coșul de basket, șut la poartă, săritura în înălțime, aruncarea mingii de baseball. Ideea de competiție i-a încântat cel mai mult pe cei 6 rezidenți care au participat. A fost o echipă omogenă, fără diferențe foarte mari între rezultatele obținute de fiecare. Una dintre fetele noastre a avut cel mai mare punctaj. Chiar dacă nu au avut posibilitatea să participe la mai multe competiții, echipa noastră a obținut un loc bine meritat și au reprezentat România cu onoare.